Un șofer beat care a apăsat prea tare accelerația a băgat 3 oameni în spital azi noapte. Pe o șosea din capitală, omul a uitat să acorde prioritate și a lovit în plină un autoturism care circula regulamentar. Unei firme de pază a fost distrusă în urma impactului. Șoferul care a uitat să dea prioritate s-a oprit abia după ce a mai lovit un alt autoturism. În urma impactului a dus un BMW, a fost proiectat către înainte, unde a mai tamponat un alt autoturism staționat. De ce șoferul vinovat a provocat accidentul, de îndată ce l-au pus să sufle în etilotest? În urma testării șoferului autoturismului BMW, cel care a provocat acest accident, a rezultat o alcoolemie de 0,69 litri alcool pur în aerul expirat. Mașina firmei de pază au ajuns la spital, iar șoferul care a provocat accidentul a ajuns la Institutul de Medicină Legală.